Ne-a fost tare dor de mare astăzi, mai ales că nu am putut să mergem la ea. Așa că din suflet și cu gândul la întinderea albastră și la vacanță, mulți români au postat pe Facebook poze făcute în anii trecuți de 1 mai în stațiuni din România ori în alte colțuri ale lumii. Au vorbit cu prietenii care i-au însoțit atunci și s-au bucurat de amintiri împreună în liniștea din izolare. Luana a fost anul trecut de 1 mai pentru prima dată în Vama Veche. Abia aștepta să ajungă din nou. Astăzi însă n-a putut decât să le arate prietenilor de pe Instagram de ce îi este dor. Multă nostalgie, toată lumea mi-a răspuns cu mult dor. Și cu postări, și cu videouri, cu clipuri de anul trecut. Ne aducem aminte cu drag de toate momentele și amintirile pe care le-am avut acolo în Vama Veche. Emoția, energia, oamenii, distracția de acolo nu se compară cu nimic altceva. Și Monica își amintește cu drag de zilele de 1 mai petrecute la mare. Din 2011 până în 2018, în fiecare 1 mai eram nelipsită din Vama Veche. Mi se pare că este locul boemiei, al libertății de exprimare, al manifestărilor artistice. Când mă gândesc în trecut, nu pot să nu mă bucur de acele momente trăite la intensitate maximă. Unii s-au bucurat virtual de Vama Veche, iar alții au adus marea în sufragerie, prin diverse efecte speciale. Mi-e dor de tot ce înseamnă litoralul românesc în această perioadă, de petrecerile care durează până dimineața, și nu mai zic de răsăritul epic pe care trebuie să-l prinzi de fiecare dată de 1 mai. Un fenomen interesant care ar putea să fie numit ca dor colectiv. Vedem o abundență de postări nostalgice pe social media, vedem dor de spadele la mare, dor de grătare, dor de libertate. Pentru că, de fapt, 1 mai la români, în mod paradoxal, deși este ziua muncii, este sărbătorită prin pauză de la muncă. Iar astăzi, în acest context, e poate ca sarea pe rană, pentru că ne amintește că suntem constrânși și privați de această libertate de care oamenii au nevoie. Peste 70.000 de români au petrecut anul trecut vacanța de Paște și de 1 mai la mare. Anul acesta, plajele au rămas goale. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.